Pompierii militari din Vâlcea și-au organizat exercițiul de astăzi ca la carte. Au pus în funcțiune sirenele care să anunțe în oraș dezastrul. Dar pentru ca oamenii să fie informați, au anunțat și la portavoce că în zonă s-a produs o inundație, iar populația trebuie evacuată de urgență către zonele înalte. Cetățenii celor trei localități din zona de pericol sunt evacuați și duși în locuri sigure. Zeci de utilaje sunt aduse în zonă pentru ca exercițiul să fie o reușită. În final, cartierul de nord al orașului Râmnicu-Vâlcea și o bună parte din localitatea Bujoreni sunt salvate. Chiar dacă a fost o simulare, e destul de periculos. Au fost pronți oamenii? V-au salvat și dacă era reală situația? Cred că da. Noi am intervenit la acest exercițiu cu echipaj de scafandri, două bărci pneumatice, o auto specială cu posibilitate de deplasare atât pe apă cât și pe zăpadă, o autoșenilată cu capacitate mărită de transport. Am adus și o instalație de potabilizare a apei, precum și o ambulanță smurt, camionul care se poate utiliza în situația în care este necesară evacuarea populației. Autoritățile spun că probabilitatea unei astfel de catastrofe în Râmnicu-Vâlcea este foarte mică, dar dacă ea s-ar produce, ar fi pregătite să facă față unei astfel de situații. S-a verificat fluxul informațional pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații. Ne-am putut pune în practică toată dotarea venită acum pe programul Watman. Precum ați văzut, sunt digurile gonflabile, sunt mult mai repede de pus în operă la locurile concrete față de metoda clasică cu saci din nisip. Trăim niște vremuri în care schimbările climatice sunt vizibile și trebuie să ne adaptăm. Iar adaptarea ce înseamnă? Să ne antrenăm pentru evenimente cât se poate de neplăcute. Asemenea, exerciții care urmăresc gradul de pregătire al autorităților locale în caz de dezastre vor continua.